Salutare, oameni buni! Ce este șprițchitul? Definiție. Șprițchitul sau nitrochitul este un material fluid, un kit fluid pe bază de diluant nitro ce necesită aplicare prin pulverizare. Acest material este un material de umplutură și uniformizare asupra unor suprafețe și a unor înfundături mici, ori zgârieturi sau pori într-un anumit material. De multe ori acest material este confundat cu fuelerul sau cu primerul, ce sunt materiale și ele la rândul lor de uniformizare, dar aceste materiale sunt bicomponente, adică materialul, baza plus întăritorul, ceea ce le face pe aceste materiale materiale 2K, adică materiale cu două componente. Deci, șprițchitul este un material 1K, avantajul lui este că acesta este ușor de aplicat și se diluează doar cu diluant nitro, ceea ce uscarea lui se face pe cale naturală prin evaporarea diluantului a solventului din acest șprițchit sau nitrochit. Dezavantajul lui este că este un material foarte moale, ce este ușor deteriorabil atât prin factori chimici cât și mecanici. Prin factorii chimici, orice atingere cu un solvent îl înmoaie și îl spală, iar prin factorii fizici, prin orice atingere, acest material este ușor deteriorabil. Multe persoane îl mai confundă acest șprițchit, acest material, cu un material de protecție, de anticoroziune și protecție asupra tablei, asupra ruginei, ceea ce este fals. Acest material, șprițchitul, a fost conceput pentru încărcare și uniformizare și pentru uz mai mult semi-profesional. În concluzie, acest șprițchit, nitrochit, este un material semi-profesional și este destinat lucrărilor rapide. Cu respect, până data viitoare, toate cele bune!